această competiție? Aștept cu mare nerăbdare, desigur, pentru că este prima mea participare la Jocurile Olimpice. Mă bucur foarte mult că acest vis mi s-a îndeplinit. Noi muncim de ani de zile, de 18 ani și jumătate mai exact, muncim. Și fiind singura medalie care ne lipsește, anul trecut, pentru că s-au anulat Jocurile Olimpice, am mai avut încă un an de muncit și sperăm să avem și o zi norocoasă și sperăm să ne îndeplinim obiectivul la Tokyo și să ne întoarcem bucuroși. Contează să fim împreună, contează să continuăm! Ce așteptări ai de la tine pentru aceste Jocuri Olimpice? Pot să zic că suntem o echipă mult mai matură, mai omogenă și ne dorim foarte mult o medalie. Și eu zic și simt că se poate și că am ajuns la acea maturitate. Singura medalie care vă lipsește este cea olimpică. Cât de mult ți-o dorești? Așa este. Fiecare sportiv care trece prin aceste momente și a jucat la alte ediții olimpice, știe ce înseamnă Jocurile Olimpice și știe ce ar însemna în viața unui sportiv o medalie olimpică, adică totul, totul, după toate titlurile pe care le avem pe plan european, mondial, o medalie olimpică înseamnă totul pentru noi. Da, ne vom dărui pe deplin și vom da tot ce vom putea. Doamne, mulțumim că suntem toate apte, suntem toate încrezătoare și sperăm să iasă totul bine acolo. Este momentul mult așteptat de noi, în care toate trei am crescut, suntem experimentate și cred că este momentul să ne dăm tot ceea ce s-a acumulat în ultimul an și să fie totul foarte bine. Contează să fim împreună, contează să continuăm. Vei concura în trei probe la Olimpiada de la Tokyo, cu echipa României, la simplu și dublu mixt. Da, este un vis împlinit pentru că doar trei probe sunt și sunt foarte mândră să particip la toate probele. Sperăm la o medalie și mai ales că acum sunt într-o formă foarte bună pentru că am avut foarte mult timp să mă pregătesc. Și acum sper să și reușim să aducem o medalie pentru România. Contează să fim împreună, contează să continuăm. Cu câtă nerăbdare aștepți aceste Jocuri Olimpice de la Tokyo? O nerăbdare de 5 ani, dacă aș putea spune, de când s-au terminat Jocurile Olimpice de la Rio, obiectivul și gândul meu s-a îndreptat către Tokyo. Sunt nerăbdător, consider că sunt pregătit, cu pregătirea sunt în planul pe care l-am conceput cu antrenorii mei. Aștept cu nerăbdare. Sunt, din păcate, nu cred că vor fi cum ne așteptăm cu toții, dar este o mare bucurie că se organizează și abia aștept să ajung la Tokyo. Ești singurul băiat dintre 4 fete. Cum te simți? A privilegiat. Adică, da. Suntem obișnuiți întotdeauna, fetele au fost peste tot, dar mă bucur că am menținut ștacheta pentru băieți. Adrian Crișan s-a calificat la ultimele 5 Jocuri Olimpice și iată că menținem prin calificarea mea acest lucru. Mă bucur că suntem împreună, suntem calificați și sunt sigur că o să ne și distrăm la Tokyo. Contează să fim împreună, contează să continuăm.